Așa, toată lumea e pe telefon, începem, astăzi este un verdict care probabil pur și simplu va, nu știu dacă mai poate ceva să oprească țara în loc, că e țara e oprită în loc pe Dana, țara s-a oprit țara, s-a oprit țara pe Dana Bogdan. Haideți să vă explic un pic chestia asta cu isteria asta creată în jurul verdictelor care sunt la propriu niște filmări, pamflet despre viață. Nu puteți crea o isterie națională, nu pot fi pe scrollul de știri cu verdictul. N-ai cum să faci asta? Decât dacă pur și simplu, cum să vă spun, mizeria s-a întins în asemenea hal încât nu mai facem diferența între, nu știu, 7 glume, 5 caterinci, nu contează că sunt adevăruri, ele de-aia sunt spuse așa și... Aia măsi, știrile despre viața asta și despre țara asta de căcat, amestecate cu ce spun eu despre bărbați și despre femei și despre mamele lor și pe care le salut, s-au supărat astea care fac oale de sarmale și trimit la fătălei. Păi băi, mami, mămicile, v-ați supărat că ce? Că ați crescut niște fătălei? Că de ce să nu? Păi de-a voi n-ați înțeles ce am spus, mă, pentru că sunteți pur și simplu imbecili. Că doar imbecilii nu înțeleg ce spun eu, da? Și apropo, verdictul nu e pentru imbecili. E pentru ei în care înțeleg ce spun. Pentru restul nu e, nu vă uitați, nu vă uitați. Nu mă interesează, rețineți. Niciun subscriber, niciun view, niciun share, niciun like, nimic. Pentru mine nu există asta. Nu mă interesează niciun mesaj, de-aia nici o mesagerie nu este activată. Nu mă interesează absolut nimic. Nu mă interesează. Cercul meu de oameni e de 10 oameni. Ăla mă interesează, în rest mă interesează nimeni. Părerea nimănui, ce crede nimeni, cum s-au răsculat mami care fac oale de sarmale și dar de umpluți. I don't give a fuck. Înțelegeți? Deloc. Nu mă interesează. Însă vreau să explic ceva pentru mamele care sunt bătrâne și plâng lângă cratița. Acum, atenție! Faptul că el vine să mănânce la mami la 40 de ani, la 50 de ani, el fiind un bărbat singur care locuiește cu mami, că ăla nici nu l-am inclus, ați văzut că am fost finuț, am fost pe fin și n-am inclus fătălăi care stau cu mamele la 40 de ani. Păi nu i-am inclus, că ea sunt cum, ea nici nu mai există, ea nu mai există ca oameni. Ei stau cu mami la 40 de ani, cu, și la 30 de ani nu mai poți să stai. La 30 de ani dacă stai cu măta, s-a terminat, adică viața ta s-a terminat. Nu mai contează, ăștia care stau cu părinții, pa, deci nu, it's over. Dar lasă, nu contează, deci i-am exclus pe aia, că pentru, pe aia, ce să mai zic, ce să zic. Fă-ți groapa la cimitir și așa să mori, că it's like your life is finished, da? Dar am vorbit despre ăștia care aflați în cuplu sau însurați sau, mă rog, în ce sunt ei acolo, în ce cred ei că sunt, să duc la mami să mănânce. Afirmă că mami, că mami nu face... Despre ăia am vorbit. Păi da, ăia sunt niște fătălăi și niște imbecili, pentru că dacă ei au o problemă în cuplu respectiv, că aia nu face oale, nu știe să gătească, și ei au nevoie de valența asta de la femeie, de ce sunt în cuplu ăla? Păi plecați, bă, băiatule, dacă voi aveți cu ăla de sarmale probleme. Că aia nu face, uite, aia nu face niciun nou. Nu face. Ori sunteți moderni, și vă place femeia modernă care nu face nimic, ori nu sunteți moderni și vreți la mami. Trebuie să alegeți. De-aia v-am spus, marș la măta sau stai cu asta pe foame. Faci foame atâta dacă ești modern. Faci foame pe modern. Frumos. Viorei mațele, vă uitați amândoi și tu și aia la un nou și o sunați pe mama. Trimite mama oala.
Da, asumă-ți asta, da? Nu mai măcăniți, care tarzi. Și voi și astea care vă fac coale de sarmale. Mă rog să trecem, că astăzi este un verdict foarte greu, care, repet, că probabil că va cutremura această țară de căcat. Deci, da, este o țară de căcat. Așa, să lăsăm și patriotismele și caii verzi pe pereți, că nici nu știți unde v-ați născut, de unde veniți și cu ce să mănâncă patriotismul. În schimb, toți urlăm să salvăm mai, să ne salvăm țara, alo, hai să ne salvăm pe noi întâi. Că până salvăm lumea, coala, țara, caii verzi pe pereți, e groasă acasă. Hai să ne salvăm pe noi acolo, să salvăm frigiderul și alte chestii și după aceea. Să trecem la salvat lumea, că oricum nu ne așteaptă nimeni să salvăm lumea, e ok. Sunt 2-3 care conduc lumea și aia o salvează, când vor ei, când nu vor, o lasă dracu și tot așa. Atenție, deci astăzi o să avem un verdict dedicat amețitelor care au trecut prin transformarea asta, această transformare de coșmar numită naștere, cu tot ceea ce include ea. Și o să începem cu un verdict despre femeile însărcinate și felul în care se îmbracă ele ca să putem să ne încălzim. Trebuie să facem o încălzire înainte. Puneți-vă centurile de siguranță pentru amețitele și mafioții, toate mamele neprihănite, psihopate. Psihopate, rețineți? Psihopate. Psihopate, am spus. Așa, o să trecem puțin pățoale, așa, pânțoale și pățoale, uțim, așa, o facem ca o melodie, așa, până ajungem la amețitele și mafioții și după aceea vă rup pe genunchi, efectiv, astăzi, la propriu. Avem, mă, începem cu asta? Da. Ok, o să facem așa o manea așa mai lungă cu diverse gravide din showbiz românesc, ăla ne place cel mai mult, dar și din ăla internațional, ca să vedem cum ne raportăm la stilul femeilor însărcinate din Occident, cum ne raportăm la orice legat de Occident, dar noi trăim într-un sătuc. Așadar, începem cu Adelina Pestrițu, da, ok, la fiecare femeie însărcinată, mă rog, imagini cu femei însărcinate la care mă opresc, voi face o altfel de paranteză ca să putem să acoperim cât mai multe issues din astea discutabile în cele 9 luni magice în care se însărcina, deci totul este atât de frumos și toate femeile însărcinate sunt frumoase și nu. Cum adică tot? Adică și porcii aia de 120 de kg frumoase sau cum? Balenele alea ucigașe de 120 de kg frumoase? Când sunt însărcinate? De ce sunteți, mă, ipocrite? De ce sunteți ipocrit? Toate femeile însărcinate radiază. Aoleu! Alea care le se face nasul atâta radiază? Cum adică radiază? La porc? Radiază porcul? Radiază sau cum? Că nu înțeleg, efectiv. De ce suntem ipocrite? Eu nu sunt, dar voi. De ce sunteți ipocrite? Toate femeile... Este așa o perioadă fericită. Păi dacă este așa, bucurați-vă de ea. Că o să ajungem acum. Să vedeți cum vă bucurați voi de perioada în care sunteți însărcinate. Mm-hmm. Ne știe tot satul. Adelina Pestrițu, da, Adelina Pestrițu este tipul de, mă rog, vedetă, sau ce e ea, vedetă, blogăriță, whatever, ce mi se spune blogger, vedetă sau blogăriță? Vedetă, așa, hai să vedetă, nu? Da, deci tipul de vedetă care și-a postat prima zi de sarcină, testul de sarcină, toată evoluția, ce-a pățit ea, la buric, la nu știu ce, înțeleg, este genul de vedetă care trăiește și pe perioada sarcinii din tot felul de reclame, dragi, la seri de produse, uite Pampers-ul, ia crema, eu mănânc covrigi, nu mai știu ce mănânc când sunt gravidă, fac aia și atunci, într-adevăr, își monitorizează pe toate rețelele de socializare și nu numai perioada de gravidenie în care se adresează gravidelor și le spală la alea creierul. Gravidâților, voi ce faceți? Eu astăzi am avut un mic așa, am avut gaz și n-am știut cum să le elimin. Voi cum faceți să vă eliminați gazul? Știți? Și ele toate intră în... Ai râs de asta? De asta ai râs de gaz? Da. Ce, nu e așa? Cum ne eliminăm, mă? O să ajungem. Deci... Mă rog, de aici și de la ce pătuți își cumpără toate la același dormitor, de la același brand, după cum ați văzut, toate postează același pat, același dulap de pus Pampers și aceeași Pampers și aceeași cremă, aceeași, pentru că sunt 7 branduri care, mă rog, au buget și le dau la astea gratis sau, mă rog, pe cașcaval și le postează. Ok, stilul. Haos, a fost haos cât timp ea a fost însărcinată, nu are, n-a avut niciun stil, nu știu.
nimic. Dar a fost totuși o fată care, bă, nu știu cum dracu a reușit, asta vorbesc pentru balenele ucigașe care se îngrașă de la aer, eu cum sunt grave, rețin, nu știu ce, nu rețin nimic. Când ești însărcinată, am fost însărcinată cu gemeni. Nu rețin nimic. Ok? Nu, reții doar ce vrei. Hai că frigiderul, îl înghiți, știi? Atât reții. Cât bagi din frigider? Nu o să reții nimic, nu mergi pe stradă și reții aer, apă, nu. Cât bagi, atâta reții, da? Ea, mă rog, a reușit să se mențină, nu, n-a avut niciun fel de problemă de greutate, etc. Stilul vestimentar a fost pilaf, dar, mă rog, al ei în general e pilaf, adică nu e ca și când, mă rog, s-a schimbat ceva. Trebuie să înțelegeți că și pentru imaginile următoare, nu există haine de gravidă. Deci eu când aud asta nebune, singurul obiect vestimentar pentru femei însărcinate pe care îl știu sunt jeansii, adică ei în loc de fermoarul ăla și de nasture au elastic, da? De șlițul și cu betelia de la jeans au un elastic care se întinde pe parcursul sarcinii, dacă nu devii balenă ucigașă, până la îți cuprinde, adică nu-ți cad de pe tine, mă rog, te țin acolo 9 luni, nu cad de pe tine și în loc să ai un nasture care se închide, au un elastic. Au peste tot, aveți de unde să vă luați, au și la H&M și oriunde. E ok. Înțeleg că H&M are și un dăsta de maternity, mă rog, așa, în care ai tot ce trebuie ca să nu arăți efectiv ca o retardată atunci când ești însărcinată și să te transformi în această altă ființă, efectiv, mă rog, care se îmbracă în niște prelate de mașină și alte cretinisme. Giulia, nici n-am ce să zic la ea, că am văzut pozele cu Giulia Anghelescu, ea a fost o fată care nu s-a îngrășat, mă rog, nu știu, care și-a făcut poze și gravidă, asta cu pozele, că toate femeile care își fac poze gravide monitorizează momentul în care, noroc a apărut Demi Moore acum 105 ani plus TVA goală pe copertă, au apărut nu știu câte goale pe copertă cu burta, cu aia cu ținut mâna sus, mâna sub burtă, bă, poziția asta de pozatul ăsta, știi, mâna sus, mâna sub burtă, ce aveți, ce mă, ce este, ce e poziția asta, e general valabilă, cred că worldwide. Adică tu, această gestantă, uite, fă tu, nu, mă rog, nu știu, oricum nu înțeleg toată expunerea asta isterică cu burțile și cu, mă rog, cele 9 luni prin care trecem. Da. Laura Cosoi, bă, Laura, tu ești o fată frumoasă, te știu de la început, cum se spune. Nu știu ce-i pățim. Deci odată cu sarcina și cu nașterea și cu... Și nu știu de ce-i pățit tu, că înțeleg, sunt milioane de amețite despre care o să vorbim, care se transformă în această plăpândă a cărei viață de femeie s-a terminat și murim. Bă, tu mai ții minte, mă, cum arătai când erai cu Smiley? Mai știi? E bine rău de tot. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Adică, pentru mine, care te cunosc, să te văd în langoșie, în picioare sau ce sunt, pe care ei purta și când ei străge și după. Alea nu sunt sandale, bă, alea nu sunt sandale. Alea sunt ceva inventat special să distrugă pe oricine. Nu-i cum să porți așa ceva. Tu ești mișto, tu ești mișto și naturală, tu erai... Erai bună. Nu-i rușine, mă, să fii bună, nu-i rușine, mă, să fii sexy în continuare, femeie, este... să spese de tine, adică, eu nu știu, știi, chestia asta că voi suferiți, știi, da, să-ți... așa păreți, știi, ca și cum, știi, am născut, nu știu, nu-mi place deloc. Ce s-a întâmplat cu tine, asta, nu știu, chestia, adică, ideea asta că voi trebuie să vă transformați în aceste mame, adică mama ca și când mama e ceva nasol, știi, nu mai e ceva mișto, nu mai e femeia mișto, adică ești mamă, gata, s-a terminat, gata, ești la pensie, din meseria de femeie. Înțelegi perfect ce spun. Da, vezi că mie îmi place de aia, de asta, de Șișcanu, cum o cheamă numele? Cristina Șișcanu,
acum, mă rog, după ce a născut, s-a terminat perioada de, nu știu de ce a fost aia, transhumanță, de, nu știu nici cum să numesc perioadele astea, ale voastre, în care totul este o demență, se transformă, deveniți acești monștri, mă rog, s-a terminat cu perioada și e foarte, adică ea are potențial foarte mare pentru, și, și am spus-o și în abordările vestimentare actuale și, mă rog, și când erau, îmi venea des la verdict la pro, venea, mă rog, erau tot timpul, mai în toate verdictele, nu știu, probabil că participă la foarte multe evenimente, acum nu mai filmăm la evenimente, dar și are potențial mare, are. Cât a fost însărcinată, nu, adică să nu cumva să vă inspirați sau dacă v-ați inspirat, că a fost nenorocire, era dezastru pe pământ. Nu, adică n-ai cum cu rochi, o Adidas, dă-ia, totul era să te facă mai în asoală, știi, adică nu mai am corpul ăla, m-am deformat, m-am nu știu ce, m-am... Evitați asta. Perioada în care sunteți însărcinate nu e sfârșitul lumii, este... Și o să vă explic la următoarea rubrică ce este, că... Da, că nu mai este. Asta este Dana Rogoz, care e și prietena Adelei Popescu și prietena Andrei Caranda, care era producătorul, mă rog, cred că e în continuare, adică e în continuare, la emisiune unde făceam verdictul și de fiecare dată când îmi venea la verdict era o tensiune din asta, să nu cumva să zic ceva de Dana, să nu cumva să zic ceva de Dana, de Dana Rogoz. Păi ce să zic, mă? Deci ea, în primul rând, ea e însărcinată din nou, înțeleg. Dana Rogoz nu e o femeie însărcinată, adică nu putem vorbi despre Dana Rogoz, femeia însărcinată, pentru că ea are o burtică foarte mică de fiecare dată, este o fericită pentru că fiind, nu știu, e un minion și cred că așa e, nu neapărat conformația, cât felul ei de a fi gravidă. Bine, nici nu cred că rupe frigiderul cum rup altele, efectiv, frigiderul, dar are, e ok din punctul ăsta de vedere. Nu, nu au fost probleme în garderoba ei. În garderoba ei sunt în general probleme, dar nu, când a fost însărcinată nu au fost. Și cel mai mult îmi place poza în care ea în rochia roșie scurtă, care are trena aceea în spate sau ceva, în care arăta beton și era pe tocuri. Și asta, cu tocurile când ești gravidă nu porți tocuri. Cine dracu a zis asta, mă, că nu porți tocuri când ești gravidă? Cine v-a zis, mă, cretinismele? Bă, sunteți ceva? Da, mă rog, o să revin că vreau să vi le zic pe toate când terminăm cu hainele. Da. Cine este? Andreea Bălan sau Bănică? Bănică. Andreea Bănică. Da, nu, Andreea Bănică este o, este o artistă care se preocupă foarte mult de felul în care arată. Chiar se preocupă foarte mult. Ea, într-adevăr, este și cumva dusă și pe panta aia că trebuie să aibă și ea tot ce are toată lumea, cum sunt majoritatea artistelor din România. A apărut perechea de platforme, nu știu care, le-au toate. A apărut Adidas și nu știu care, să le avem și noi. A apărut că nu știu ce curea trebuie să ai de la Gucci, a avut toată țara. Ok. Și dacă își permite să și le cumpere sau nu, și dacă sunt originale sau nu, it doesn't matter, că oricum 99% sunt toate fake. Și din showbiz și din general de până oraș. Dar asta o să o discutăm în alt verdict. It doesn't matter. Ideea este că ea se îngrijește și s-a îngrijit și când a fost însărcinată. Și dacă a luat kilograme în plus, a știut. Adică a fost ok cât a fost însărcinată. A avut același stil vestimentar. Repet, ea vrea să aibă de toate. Ea trece prin absolut toate stilurile vestimentare în permanență și vrea să aibă de toate și, mă rog, eu nu sunt pro, dar it's ok. S-a îngrijit. Nu era ca și când arăta ca un mob care își trecea pe jos. Cum a fost, mă rog, cine... Antonia? Da, mă, Antonia, ce să, băi, la Antonia e nasol, că la Antonia, haideți să vă zic cu Antonia, Antonia e pentru că este foarte frumoasă, mă rog, e cea mai frumoasă din showbiz, mă rog, e groasă, niciuneia nu-i convine, dar Antonia, mai e și Alex, care e cum e, ăștia sunt un cuplu, mai auzi, trebuia să-l facem la cuplu. Aole, trebuia să-l facem la cuplu, că era rupere. Ăsta este cel mai invidiat cuplu din România, pentru că amândoi arată cum arată, ea... Și dacă se machează și dacă nu se machează, e țiplan. El e făcut din șpaclu, perfect. Și atunci e o chestie de asta, o obsesie cu cuplul ăsta. Ea a fost însărcinată la o vârstă foarte mică, cum am fost și eu, și a fost așa, ca o joacă. Chiar dacă a fost doi copii unul după altul, și eu știu bine. Și o să-mi amintesc și o să povestesc asta, probabil că n-a... Nu cred că o să supere.
Când a rămas însărcinată cu al treilea copil, ea are trei copii, iar drama prin care ea trece cu primul copil este de nepermis. Este de nepermis. Oriunde, în orice familie, nu există, nu există nicio motivație pentru drama prin care ea trece cu primul copil. Niciun, nu există nicio motivație. Zero. Bărbații care participă la jocul acesta cu primul copil nu sunt bărbați. Nu există. Nu, e o dramă în care nici nu vreau să o dezvolt și nu vreau să mă bag. Dar când a rămas însărcinată cu al doilea copil cu Alex și cu al treilea copil al ei, m-a sunat și mi-a zis: unde ești? Și noi eram într-o, mă rog, nu mai contează unde eram, eram cu mai mulți într-o acțiune așa, și a venit acolo și voia să-mi spună și cumva așa, să vorbim, și nu spusese nimănui și a venit spre mine și venea spre mine, mă rog, mergea spre mine și m-am uitat așa la ea și a venit și când a ajuns lângă mine i-am zis: știu ce ai să-mi spui. Pentru că pur și simplu, ea fiind atât de naturală, că tot vorbiți voi despre lumina aia, nu se vede la toate, nu se vede la porci, nu se vede. Îi se vedea pe față. Există, într-adevăr, această lumină și acest glow care se vede pe față. E foarte importantă această lumină despre care vă vorbesc, pentru că o să fac... În încheierea rubricii Amețitele și Mafioții voi vorbi 2 minute, cum am vorbit pentru copii data trecută, o să vorbesc pentru femei. Și să înțelegeți de ce la unele se vede lumina și la altele nu. Și e foarte important. La ea se vedea. Mamă, deci acum o să vină o situație în care, mă rog, o să fiu pusă, că trebuie să vorbesc despre un caz de care probabil toate v-ați agățat și un exemplu de care toate v-ați agățat, și anume Nicoleta Luciu. Nicoleta Luciu nu a fost o apariție fericită în timpul sarcinii și ca ea sunt multe femei. Însă, haideți să vă spun ceva. În primul rând, Nicoleta Luciu, eu nu am nicio apărare, nu mă interesează, oricum aruf frigiderul 100%, dar Nicoleta Luciu, și sunt foarte multe femei care fac asta, care rup frigiderul, care spun: sunt însărcinată, îmi permit orice, nu mai am nicio limită, nu vreau să mă simt frustrată, vreau să mănânc frigiderul. Eu nu știu de ce vă dracu vă simțiți frustrate că nu mâncați frigiderul. Adică care e frustrarea? Că nu pot să rup frigiderul? Adică gândiți Dumnezeului. Nu mai vreau să mai impun nicio restricție, vreau să rup frigiderul. Da, adică ai o restricție gen care să poată crea o frustrare că nu rupeți frigiderul, sunteți porci, animale sau ce sunteți. Mai ales când ești însărcinată, protejează Dumnezeului copilul, că tu protejezi copilul dacă nu mănânci cât vaca. Copilul nu trebuie să mănânci pentru doi, mă rog. Și, dar aici revenind la Nicoleta Luciu, ea a trecut prin niște tratamente. Ea a făcut, nu știu, câți copii deodată, 3, 4, nu știu câți a născut, 3? 3? Care nu este o sarcină normală. Eu am avut o sarcină gemelară, ea a avut tripleți. Aceste sarcini nu sunt sarcini obișnuite, sunt altfel decât sarcinile cu un copil. Sunt sarcini complexe. Ea înțeleg că a făcut și tratamente și etc. și etc. și a ajuns în starea în care a ajuns, mă rog, și a revenit la un moment dat. Nu este un exemplu. Să vă spun de ce. Pentru că voi ajungeți în starea asta cu un copil în burtă. Tu nu ai cum să ajungi, ca în femeie însărcinată, nu ai cum să ajungi în această situație, nu ai cum să ajungi la aceste dimensiuni decât dacă mănânci ca Sparta. Nu există altă explicație. Deci nu există nicăieri altă explicație. Nu există. Chestiile cu reții, apa, care... Astea sunt niște aberații. Și eu am fost însărcinată, cunosc 11.000 de femei însărcinate care nu, știi, nu rețin aerul și etc. Îngrijiți-vă. Deci, Nicoleta Luciu este și probabil și aș vrea să puneți pozele cu Mariah Carey după, ca să vedeți că se întâmplă și în străinătatea asta. Nu trebuie să mi le arăți că le-am pe băgări și pe în afară. Deci, și Mariah Carey a fost o apariție, mă rog, disgrațioasă. La ea chiar, mă rog, tot o sarcină gemelară, deci... Probabil tot cu trade, nu știu, asta chiar nu știu, dar mai este și asta, puneți-vă această limită, știți, adică tu când vezi că nu se mai poate cu felul în care arăți, hai să nu mai fim chiar așa publice, hai să nu ne mai și tragem în poze, hai să keep it low, că până ne revenim, nu trebuie să știe toată lumea că... Nu știu, noi cu frigiderul avem aceleași dimensiuni, știi, trebuie să avem o decență, este vorba despre decență aici.
Nu toate gravidele sunt frumoase, așa cum ipocrit promovați. Nu. Este, nu știu cine este. Tilly Nicolicini. Blogăriță. Păi și ce să zic? Ce face? Nu știu. E o femeie că o cunoscut. Ok, este o femeie cunoscută, Tilly Niculae, care este blogăriță. Gata, mi-amintesc că eu v-am spus că mi-amintesc absolut tot ce am spus. 17 ani. Așadar, 18. Așadar, da, era o... era o fată care și-o am întrebat cine e. Și mi-a zis, e blogăriță de mame sau ceva de genul ăsta. Și care urmează acum. Și eu am zis, păi și ce blogărițele de mame-s vedete sau că nu înțeleg. Asta am spus. Asta am spus, nu? Hai că țin minte, da. Păi și nu înțeleg nici acum. Ce blogărițe de mame-s vedete, mă? Bă, nu sunteți vedete. Vedeți că voi sunteți o specie care ați nenorocit efectiv o categorie de femei și anume mamele. Le-ați nenorocit, le-ați spălat creierile și ați creat această sectă imbecilă cu mamele care vorbesc toate chiloțăririle între ele. O să revenim la aia, nu mai mă perturbați. Ah, da, deci Tilly Niculae sau așa, pa, nu știu, ce să vorbesc despre stilul tău, nu interesează pe nimeni stilul tău și tu nu ești un exemplu pentru nimeni, rețineți, și nici o blogăriță de mame nu e exemplu pentru nimeni, punct. Mamă, te naști, ca să știți și asta, o să revenim. Da, Roxana Ciuhulescu, Roxana Ciuhulescu, tot așa, și-a monitorizat, stați un pic. O să urlește cu reclamă. Așa, nu e reclamă, că Red Bull nu plătește, băi, reclamă nicăieri pe Glob, ca să știți și asta. Dacă nu știați despre Red Bull, o să aflați. Așa, Roxana Ciuhulescu la fel, și-a monitorizat tot, și nașterea și tot, și pătuțul, și toată viața în viață. Și atât, ce să zic, nu e, pentru că ea este o femeie foarte înaltă și nu poate fi un exemplu de urmat din niciun punct de vedere, pentru că dezvoltarea și felul în care ea a fost însărcinată a fost complet diferit. Din punct de vedere al hainelor, n-am ce să spun, ea știe, i-am spus de 1000 de ori tot ceea ce greșește și când nu și când da, știe ce o avantajează și ce nu. Mă rog, asta, cine e Păpușa? Păpușa? Da, este Bianca Drăgușoanu. Bă, la Bianca n-ai ce, nu, na, Păpușa, ea e o păpușă care își dedică foarte mult timp și investește foarte mult în această imagine. Este o imagine la propriu de Barbie perfectă. Acesta este un gen, am spus de N ori asta despre ea. Și când a fost însărcinată, totul a fost o păpușenie. Eu nu sunt împotriva vieții în plastic a altora, pentru că vorbim de plastic atunci când intervențiile pe care ți le faci sunt multiple, dar atunci când știi să porți aceste intervenții și viața ta este astfel permanent. Că pe Bianca nu cred că o vedem vreodată fără părul ăla perfect, cu nu știu, e al ei, nu e al ei, doesn't matter. Chiar nu contează că din moment ce l-ai în fiecare zi al tău. Bă, și părul lui Jennifer Lopez, e al ei, vedeți că nu e. El nu e. Ea e tunsă până aici și în rest e pus. Nu-ți dai seama, pentru că ea și când merge la sală are acea coadă perfectă de cal. Ca și Bianca, merge la sală, părul e perfect. Și machiajul la fel. Ea nu, cum să spun, nu-și dezamăgește fanii, că există fani, repet, pentru genul acesta. Nici fanii, ea nu-și dezamăgește public, ea nu-și dezamăgește, cum să spun, followers și ăștia care sunt fanul acestui stil de viață. Și face un efort pentru asta, adică e un efort să fii tot timpul așa. E un efort și el face. Deci cât a fost însărcinată, nu s-a îngrijat, păi dai seama că nu s-a îngrijat, că n-ai, cred că își numără și boabele de orez, dar e foarte ok și chiar promovează asta. Bă, știți pe cine o vreau? Pe ea e? Da? Da, mă, bine, bravo. Cum ar fi fost să nu avem pe Anca Sănăsere? Adică, like, the mother of all mothers in mother's heroine. Efectiv, da? Da, mă, deci Anca este... Și să știți că am vrut să fac la... Să o fac și la stilul Ești Tu pe ea. Și să o dau exemplu, mă rog, de stil și poate o să o fac, dar eu i-am spus, mă rog, ce consider eu că greșește din punct de vedere vestimentar, însă. Vreau să fac o paranteză, a născut de 6 ori. Anca Serea, bă, poate fi un exemplu pentru că femeia, pe efectiv, poate fi însărcinată de 25 de ori, e perfectă, după aia își revine imediat, etc. Este o femeie care merge pe tocuri toată sarcina, știți, pentru că nu are un handicap. E doar însărcinată, adică nu e handicapată. Nu, da? E însărcinată. Ești însărcinată, nu înseamnă că ești handicapată. Este un exemplu, într-adevăr.
nu știu dacă mai face copii, spui, eu sper că, mă, știi ce se întâmplă? Eu nu se întâmplă, Doamne, ferește, eu nici nu dau cu părea, poți să faci 12 copii. Păi, dar e țălat, adică e foarte greu să crești copii, e foarte greu să crești copii, mai ales azi, e foarte greu să crești copii, foarte greu să-i crești bine, e foarte greu. Nu mai suntem acum 15 ani, nu mai suntem acum 20 de ani, e foarte greu să crești copii. În mediul de astăzi și în felul în care este toată lumea expusă și etc. și în felul în care valorile nu mai există, e foarte greu. Daria este un exemplu pentru mame, este un exemplu de eleganță în timpul sarcinii și nu numai. Ea este o femeie și chiar dacă aproape parcă toată viața a fost așa, știi, și când era mai tânără și acum când e tot tânără, nu știu. Da, este un exemplu. Dar o să sărim la Beyoncé acum pentru că vreau să discutăm încă puțin la verdict. M-am plictisit cu verdictul ăsta. Efectiv, nu mai am chef de baloanele ăsta. Așa, și de trauma lor și vestimentară. Bă, Beyoncé, deci fiți, nu o săriți, nu. Că și Beyoncé s-a greșit. Da, fie. Deci, Beyoncé s-a îngreșat mult în timpul sarcinii. Pentru că așa, da, nu. Pentru că ea își permite. Deci este oricât de superficial vi s-ar părea ce spun acum, voi nu sunteți Beyoncé. Voi nu vă permiteți să vă îngreșați. Da? Pentru că Beyoncé conduce lumea puțin așa și ea își permite să fie și grasă. Știți? În timpul sarcinii. Pentru că este căsătorită cu Jay-Z și au un miliard și pe lângă asta au, știi, când ai un miliard? Nu știi. Vă spun eu. Când ai un miliard deci eu și conduci lumea și vii cu șampania la Golden Globes aia pe care o vrei tu, adică faci ceva pe șampania ăla și ți-o așa, pentru că tu ai pata, șampania, ta. Așa, poți să te și îngrași pentru că sunt 50 în spate, știi? Pentru că voi n-ați văzut-o pe Beyoncé în poze gen non-stop de paparații nestudiate, etc. niciodată cât a fost însărcinată. Pentru că sunt 50 de oameni care numai asta fac, știți? Adică ea vine, de exemplu, și apare în fața voastră la nu știu ce premii și nu știu ce și are și discurs, ea a fost pampered și pregătită și etc. de zeci de oameni înainte ca ea să apară, chiar dacă avea 50 de kilograme plus, nu contează, să apară țiplă și să și cânte puțin. Chiar dacă ea avea capul atâta, voi nici n-ați văzut că avea capul atâta, pentru că el a fost pregătit în așa fel încât să apară atâta, da? Nu vă permiteți acest Photoshop live pe care l-are Beyoncé. Nu vă permiteți acest fot, da? Așadar, voi arătați ca niște balene ucigașe. Punct. Nu vă permiteți să arătați așa și să nu existe consecințe după, pentru că nu sunteți Beyoncé. Sunteți niște femei normale care trebuie să aibă grijă de felul în care arată. Punct. Voi nu sunteți Beyoncé. Ok? You don't rule the world. Punct. Voi grase, gravide, sunteți niște balene ucigași, atâta sunteți. Punct. Deci încetați cu reperele astea, cu Cutăreasca și Kim Kardashian s-a îngrășat. Da, s-a îngrășat de două ori și după aia, pentru că așa, a făcut cu surogat încă 16. Sau câți a făcut? 2, nu știu. Cine? Plăpânda aia care a plecat din familia, da? Urmează Meghan Markle, exemplul nostru al tuturor, a mențit. Care a făcut pipilică pe familia regală că n-a rezistat efectiv Raus și a dat regina direct butul. Pe care o să și-l, cu care o să și rămână, mă rog. Da, deci acest plăpândă idolul tuturor care n-a fost în stare să fie prințesă. Pentru că după cum v-a spus Dănuț, prințesă te naști. Știți? Nu devii. Te naști. Restul puteți să mâncați ciolan. Că nici pe aia n-ați înțeles-o cu ciolanul. Păi voi puteți, mă, să mâncați ciolan cu pasole, că voi nu sunteți prințese niciuna. De ce v-ați ofuscat așa? Puteți mâncați, mă, ardei în fruți, cu mâna, în crate, să vire, bași mâna și mă, și ardei. Bași mici, orice, păi ce voi sunteți prințese? Cine mai e? Cu Serena și gata. Că nu mai am chef să vorbesc, că trebuie să le iau pe astea pe genunchi. Păi am vorbit de Kim Kardashian, trebuie să... Serena Williams. O să fac repede o paralelă acum, că tot am... și este o paralelă... regardless orice fel de răutate credeți voi că am eu un discurs. Voi asta credeți pentru că nu înțelegeți nimic din ce spun, pentru că sunteți imbecili, majoritatea, dar... Serena este pe același tipar de analiză cu
Roxana Ciuhulescu a noastră. Este o femeie foarte înaltă, este o femeie cu un alt fel de conformație, pentru care perioada de sarcină nu este la fel cu a femeilor care au o înălțime average, da? Nu se poate face analiză decât dacă ești pe același target și în general nu mai faceți analize și vă comparați cu toată lumea. Trebuie să vă găsiți nișa din care faceți parte, da? Dacă ați găsit nișa lui Beyoncé și a lui Nicoleta Luciu, dar nu se compară, că și ele au fost, au avut 150 de kg însărcinate și atunci e ok să aveți și voi, nu e ok să aveți și voi. Și v-am explicat de ce. Ok? Nu mai găsiți, pentru că voi, cum să vă spun, la voi contează cum arătați, contează cum v-a luat ăla când v-a luat. Contează. Pentru oricine contează, că tu, și nu mai fiți ipocrite, el mă iubește și dacă m-am îngrășat. Nu e adevărat, te minte. Te minte, n-are ce să fac, n-are un seduc. Că dacă ar avea, de exemplu, cașcaval mult, toți ăștia v-ar părăsi. Știți? Când atingeți cota maximă de greutate, ăștia care au cașcaval, imediat își iau 2-3 cu cota minimă de greutate și pleacă. Ăștia care nu pleacă cu batoza lângă ei, nu pleacă că n-au unde. Decât la mami, atât. De-aia, înțelegi? Adică sunteți părată, comună, palea, coli, de-aia nu pleacă. Adică nu e vreo filozofie. Nu vă imaginați. Da. Așadar. Trecem la rubrica voastră preferată. Și o reluăm de acolo de unde băieții care sunt hrăniți la sân și la 40 de ani de la de mami, da? Pornim de acolo, că de acolo s-au supărat ei rău de tot și că mami le gătește și foarte bine că te gătești, dar tu trebuie să dormi cu mami. Voi toți trebuie să dormiți cu mami. De ce pornesc de acolo? Pentru că coșmarul care nu se termină niciodată cu voi, fătălăilor, începe tocmai de când mami rămâne însărcinată. Și aici o să deschidem astăzi un capitol infinit, dar pe care noi o să-l întrerupem după, nu știu, sper eu, sub jumătate de oră, al femeii care rămâne însărcinată, care naște, care devine mamă. Această categorie de amețite este una aparte. Această sectă de femei care de vreo 15 ani încoace rămân însărcinate, nasc, sunt mame, cum n-au mai fost altele înaintea lor, care funcționează în aceste grupuri, în aceste forumuri de psihopate, 24 din 24, totul se face pe aceste forumuri, din care ele își dau cu părerea și își iau păreri și își dau și își fac și își drec, totul este în aceste forumuri și discuții de femei. Care au și dus, că mi-am și pierdut șirul, care au dus pur și simplu la crearea, nici cum să le, unei psihoze generale și unei stări complet anormale despre ceea ce înseamnă să fii mamă. Și o să încep cu o întrebare. Băi, amețitelor, vreau să știu și eu, voi de ce faceți, mă, copii? Păi de ce faceți copii dacă este așa o dramă, bă, băiatul? Bă, dacă nu știți nici ce pemper să-i luați, bă, nu știți nimic, stați și vorbiți între voi orice, dacă a făcut, dacă... Bă, de ce faceți, bă, fiți atent aici. Nu toate femeile sunt făcute să fie mame.
Nu. Și unele dintre cele mai mișto femei sunt alea care înțeleg asta și nu fac copii. Copiii nu se fac că trebuie, că așa e normal în societate, că se așteaptă părinții, că vrea el și ea nu vrea, că vrea ea și el nu vrea. Nu se fac că trebuie copiii. Că de-aia este nenorocirea care este. Pentru că niște imbecile ca voi nasc. Voi nu trebuie să nașteți dacă pentru voi este un coșmar tot ceea ce se întâmplă din momentul în care rămâneți însărcinate până ați fătat și după și până murim și până ne dați nouă o societate plină de fătălăi și de imbecile, că voi le creșteți și voi îi creșteți. Astea sunt noile mame. Niște psihopate. Ok? Care trăiți efectiv în aceste demențe. Nu pot să le numesc secte, sunt... Bă, sunt niște... Bă, mi s-a fost nimic, mă. Vor a fost nimic, mă, față de voi. Nu există ca voi. Nu există ca voi. Amețita rămâne însărcinat. S-a terminat. Când a rămas însărcinat. Cu toată viața, cu ăla, ăla știe tot. Ea are pofte, are gaze. Bă, tot are. Nu să mă epilează. Păi zici să mă epilează. Păi n-ai voie. Cum faci sex? Păi n-ai voie să faci, că lovești copilul. Nebunelor! Nebunelor! Efectiv. Ăla trebuie să treacă cu voi. Ăla e gravid și el. Ăla 9 luni e și el însărcinat. Cu voi. Stăm. Vedem. A apărut nu știu ce. Sună doctor. Păi ginecologi? Păi ginecologi nu mai au viață, mă, cu voi. Nu mai au cum. Non-stop. Ăla-i târât. Hai să vedem nu știu ce. Hai să facem analiza nu știu care. Vine și el. V-am mai spus într-un alt verdict. Lăsați bărbații în pace. Ei nu sunt însărcinați. Ei nu trebuie să știe nimic, mă. Însărcinată ești tu, băi. Fiți atent aici ce vă spun eu. Eu v-am spus. Plecați. Când astea nu se mai epilează de noiembrie, mai veniți în iunie. V-am spus. Băi, m-am gândit la o soluție, mă, pentru ăștia care rămân astea gravide și începe jihadul. Bă, că rămân astea gravide. Ăla este momentul în care puteți să intrați, că am înțeles că sunt concedii de-astea, prenatal, natal, postnatal, whatever, natal, și pentru bărbați. Voi vă dați seama, mă, în ce am ajuns? Bă, voi vă dați seama unde am ajuns? Dar eu vă găsesc soluția perfectă, ca de obicei, și anume. Bă, când astea rămân gravide? S-a anunțat gravidenia, asta într-un familia se aplaudă, ce e? Încă nu știm, o să vedem. Oricum, toată familia participă, toată lumea caută nume, toată... Ca să scăpați de toată chestia asta, eu propun ca toți mafioții să se dea lege, bă, în secundă în care asta rămâne gravidă, fătălău să fie luat în armat. 9 luni. Lasă-o pe ea. Stă cu mami, cu imbecilele celelalte, cu alea de pe forumuri, că ea oricum nu mai e cu tine, bă, boule. Ea nu mai e cu tine. Ea e cu alea de pe forumuri. Ia cu aia, deci s-a terminat viața în cuplu, s-a terminat în secunda în care ea a rămas însărcinată, s-a terminat. Ea trăiește cu alea. Ea rămâi cu tine. E gata, s-a format secta, s-a terminat, ea face parte din sect. A venit vivoloare, le-a luat pe toate. It's ok, ele se predau. În secunda în care a rămas, a treia zi s-au predat. Gata. Tu ai plecat în armată, mă. Se delege. Bă, fătălăilor, fiți atenți aici. A rămas aia gravidă, că așa nici nu mai rămân gravide, înțelegi? Că le-i fric, pleacă ăsta. Gata. Pă tine stai în armată, bă, băiatul. Te întorci bărbat. Nici nu mai halești după aia, îți dai seama? Ai scăpat 9 luni de zile de teroarea cu au, bau, mi-e poftă, du-te, 2 dimineața, du-te și ea nu știu ce. Băi, nu vă-i rușine, mă. Pot să mă mișc? Sunt la așa că am amorțit și vreau să mă mișc. Și nu mă las să mă mișc, îmi pun așa piciorul. Așa. M-am amorțit. Auziți, mă? Deci, bă, băiatule. Nu, ce, că m-am mișcat? Nu contează. E bine? Nu-ți convine piciorul meu? De ce? N-am ce să fac. Nu mai pot, mă mut mai încolo. Așa. Suntem pe YouTube, ok, putem să ne dezbrăcăm pielea gură pe aici. Așa. Toată perioada asta în care ele vă trimit, du-te, am pofte, am... Asta cu poftele, hai să vă spun și că am fost și eu însărcinat. Păi e o aberație. E o aberație, adică asta cu ele care au pofte și isterii și etc. E
Eu vă spun ca să știți de la dănuță, e o bătăie de joc pe care o aplică ele cu voi. Corecți se numește. Pregătire pentru ce urmează. Pregătire pentru momentul în care ea, fată. Ea, fată, vrea să-i fie alături. Dacă tot ai fost la ginecolog și ai văzut de 100 de ori cum ăla-i bagă ceva ca să se uite intern, nu este nicio problemă să vezi cum ea se face cât galeata și iese plodul. Este mișto, adică după aia îți dai seama, adică ce mai contează după ce ai fost și ai luat tampoane, că vezi că aia se dilată 20 de centimetri și iese plodul și tu filmezi. Sunt unii care filmează ce cauți acolo. Nu mai există nimic după asta. Credeți-mă pe mine pe cuvânt, ăia sunt bolnavi pentru care mai există ceva după asta, chimic, fizic, între cele două persoane. Bă, fiți atente aici, nesimțitelor. Transhumanța asta pe care treceți voi, bine, treceți încât ești imbecil, și la care el trebuie să fie părtaș că și el a făcut. Asta este, la propriu, unul dintre motivele principale pentru care relația moare. Ok? Voi sunteți femei, trebuie să nașteți. Așa e lumea făcută, să nască femeia, să alăpteze femeia dacă vrea sau nu. Că și aici este o întreagă discuție. Ăștia din ziua de azi știu și văd cu ochiul. Ea alăptează. Ea nu alăptează ea copilul. Toată familia alăptează copilul. Și el alăptează. Și forumurile alăptează. Toată țara alăptează deodată. În public, nu contează, femeia e liberă, ce dacă copilul e foame? În primul rând, dacă copilul e foame, te retragi într-un loc frumos, îi pui ceva peste cap, nu, în public, nu contează. Așa, unde, pe câmp, unde se alăptează în public, cum ziceți voi, la liber? Unde? Nu mă interesează niciun exemplu de nimic, este de prost gust, este o nesimțire, este o prostie, nu este nimic. Nu alăptezi un, doi în public. El știe când te mulci, cum te mulci, mă doare sân. Care sân, mă? Bă, știți, mă, ce sunt sânii pentru bărbați? Bă, voi știți ce sunt sânii, mă, pentru bărbați? Sfârcurile, știți ce sunt pentru bărbați? Credeți că sunt niște biberoane? Credeți că sunt niște chestii din care, efectiv, se trage, să mulge, să nu știu ce ești? El vede asta și asta credeți că înseamnă feminitate, femeie, etc. Da, da, este superb. Este superbă conexiunea, etc. Ok. Dar nu cu el toți împreună. El e bărbat. Că de-aia el e bărbat, că dacă nu a lăpta el, el te lăptează doar pe tine. Mă rog. El e bărbat. El e bărbat, el face alte lucruri. Lasă-l să fie, lăsați-l nebunelor să fie bărbat. Lăsați-l să fie bărbat. Nu trebuie să știe de lucrurile astea. Tu ești o femeie frumoasă, împlinită, Doamne ajută, foarte bine, bravo, bine că alăptești și poți și etc. Că și asta cu alăptatul este o demență. Nu mai haliți așa ceva. Dacă n-alăptezi, copilul nu știu ce. Nu, alăptezi tot pentru că vrei tu sau nu vrei tu. Teoriile prin care copiii care nu sunt alăptați la sân nu mai sunt sănătoși sau sistemul imunitar e pilaf, haide să vă spun, eu vă dau un exemplu și nu, ca mine mai sunt, cunosc N și exemple care au luat și care. Eu nu am alăptat, am avut gemeni. N-am vrut, normal. Doi erau o corvoadă pentru că oricum n-ajungea, trebuia să pui și lapte praf și draci, laci, o întreagă teorie care nu și-are sensul și nici nu vreau să o dezvolt acum că n-am timp, că am atâtea să vă spun astăzi, că mă rog. Copiii mei n-au fost răciți niciodată până la 2 ani. Deci lăpticul ăla pe care le-am dat eu, praf umana, cred că a fost bun. Da? Deci n-au fost. Până la 2 ani niciodată răcite și nici după aceea n-au avut nicio bol. Bine, știți, eu, ignorând curentul imbeciloid, cretinopat, al acestor răsărite de până canale, nu știu de unde, care nu mai vaccinează copiii, mi-am vaccinat copiii normal, pe schema normală de vaccinare până la 6 ani, că după aia alegi, și eu am ales, să nu-ți mai vaccinezi copiii cu cai verzi pe pereți, ok, bă, dar tu nu ai cum să nu-i faci schema. Copiii mei nu au luat nici măcar, sau poate au luat de vreo 2-3 ori că le durea căpuț, Nurofen în viața lor. Ok, eu le tratez homeopatic, doesn't matter. Eu vă spun că le-am făcut vaccinul.
Bă, terminați cu demența, dementelor! Și mamele vegane care le dau copiilor mici lapte de soia și etc. și mor aia pe capete. Istericilor, pentru că citiți toate aberațiile peste tot, toate cretinismele. Asta se întâmplă cu voi. După ce arătați doar la mulgătoarea, eu sunt o vacă care mă mulg, uite, cu pompele, se instalează demența în familie. Mama și cu copilul devin ceva separat de el. Se și doarme separat, by the way. În majoritatea cazurilor. Ea doarme separat cu copilul și el este lăsat de izbeliște. Adică, eu vă spun, voi sunteți eliberați și nu știți. Voi sunteți eliberați, mă. Voi sunteți eliberați. Ele vă eliberează. Ele vă eliberează după ce... Adică voi chiar puteți plecați. Adică voi nu știți că ea v-a eliberat. Ea doarme în altă parte. Cu copilul. Măi, nesimțitelor, există aparate. Păi când am născut din jur erau unul care abia se auzea, whatever. Acum există de-l vede pe ăla, copilul și când se, nu știu, când firicelul de păr în asta, îl pui frumos până tu dorm cu bărbatul tău în pat. Animalo, dorm cu bărbatul tău în pat. Frumos. Spălată. Aranjată. În pat cu el dorm. Și cu aparatul aici. Au răcăit, te-ai dus. Au răcăit, te-ai dus. Nu au răcăit, s-a dus. Au răcăit, s-a dus. El trebuie să lucreze, să meargă la servici, ai înțeles? 9 to 5, că tu trebuie să stai acasă, să crești, cu asta e singura ta ocupație. Ăla când vine de la birou te găsește fleașcă obosit. De ce e obosit, mă? Că ai stat cu copilul? Păi asta este treaba ta, să stai cu copilul. Adică treaba ta este să obosești că stai cu copilul și a lui e să nu obosească că a fost la servici. Sau cum? Și îl iei de nou, cum a venit. Nu e, sunteți doar nesimțite și vă încurajați pe forumurile alea. În continuu, în continuu, în continuu, vă țineți sonul. Ați creat această demență. Da. Și dacă am timp, spun și asta. Că în momentul în care faci copii, și asta înseamnă organizarea asta de familie, el se duce la birou, aduce ce are de adus, tu stai acasă cu copilul, că și așa e cel mai bine și de-aia există și acest concediu și etc. De prim 2 ani, mi se pare mic, dar nu contează, e scurt. Dar tocmai de-aia. Pentru că o mamă care într-adevăr vrea să fie mamă și o carieră nu se pot face în același timp. Nu contează ce vă spune nimeni. Nu există asta. Una dintre cele două sunt neglijate, de obicei copilul. Ok? Deci ăla vine acasă. Toate imbecilele, la sfârșit de săptămână, eu am stat cu copilul toată săptămâna, în weekend stai tu. Păi de ce să stai el în weekend? Că l-a muncit și la 5 zile. Vine acasă să se odihnească, să ducă și el la... Nu contează, eu am... Adică, cum ar veni, tu te-ai sacrificat săptămâna aia. Pentru tine totul e o corvoadă. Bă, dacă e o corvoadă să faceți copii, de ce faceți copii? De ce le faceți? Stați în toate castele astea. Vorbiți numai... Băi, ele numai... Adică, copilul în primul rând nici nu există, mă, pentru voi. Exprimarea voastră despre copii... Este împreună. Mi-a mâncat. Am făcut căcuț. Cine, mă, am făcut? Ai făcut și tu căcuț? Sau că nu înțeleg cine a făcut căcuț? Cine a făcut căcuț? Am făcut căcuț, mi-a mâncat, nu mi-a luat morcovel. Al tău a luat morcovel? Mămicilor, voi ce ziceți? Al tău a regurgitat? N-a regurgitat? Bă, dacă aveți nevoie de atâta ajutor de la toată secta de celelalte amețite, de ce faceți copii? Instinctul matern este cel care are răspunsuri la toate întrebările. Instinctul matern. E normal, o mai întrebă maică-ta, o chestie, două, dar în rest, cum să vă spun, sunteți doar niște psihopate. Mamele noastre, bunicii noastre, fierbeau Pampers-ul, păi n-aveți nimic, mă, de făcut. Copilul să cacă, mănâncă, face două, trei, pac, pac, pac și atât. Nimic n-aveți de făcut. Aveți Pampers, aveți toate aparatele, toate cremele din lume. Înainte copiii s-ardeau la funduleț. Mamele fierbeau fașele alea ce erau de 50 de ori pe zi. N-auzei una să se plângă. Am trebuit și pe mine, mă, cum făceai, băi, cum făceai, că astea din ziua nu mai poți să facă nimic. Mamă, mă rog, nu contează. A fost contextul așa natural încât noi am plecat fără de mine din țară, dar
Și mai zbor, când am văzut Pampers-ul mama, am crezut că este ăla care l-a inventat, e mai tare decât ăla care a inventat becul. Pentru că, într-adevăr, mamele înainte chiar într-adevăr făceau un efort imens. Voi nu faceți niciunul. Adică, pe bune, ce înseamnă, mă, care-i drama să fii mamă? Care este? Sunteți cele care treceți de la tânguiala asta cu mi-a mâncat, mi-a băut, mi-a... Păi toți copiii beau și mănâncă la fel, mă? Bă, nu vedeți că nu gândiți deloc, mă? Copilul ăla face nu știu ce, fac și eu, aia a făcut nu știu ce, fac și eu. Nu, sunteți doar imbecile. Treceți de la asta la telefon și la iPad. Ce făceau mamele înainte să existe iPad și iPhone cu copilul? Că acum știu ce fac. Cum? Copilul este pus în fața iPad-ului și iPad-ului 3 luni. Și ați terminat. Și cu creșterea și cu educația, voi aceste perfecționiste care nu mai știți de unde să luați sfaturi și să vă adunați și etc. Ce faceți? Aveți un iPad de la 3 luni. Care e marele efort? Ăla stă, salahor pe acolo pe unde munci. Voi stați acasă frumos, 80% din timp pe forum, tu nu-ți crești copilul, tu stai pe forumurile de mămici cu celelalte imbecile. Atât faci. Tu nu faci nimic. Și îl terorizezi pe fraier. Atât faceți. Ok? Atât. Vă luați copiii la sub braț, plecați cu ei la restaurant. Da. Unde îi puneți pe iPad. Toată această chestie cu being a mom este doar despre voi. Copilul este raportat doar la cum vă simțiți voi în raport cu copilul, nu cum este copilul în sine. Copiii toți sunt diferiți, mă, sunt unici. Așa și cu mame ca voi, imbecil. Sunt unici. Voi sunteți aceleași care, după ce... îi crește atât de perfect cu mâncarea și cu ce mai trebuie să facă el și cu ce vede de la curs și cu etc. și mergeți în parc și în parc n-auzi altceva decât tu mai vezi alt copil care face la fel? Ne facem de râs. Dacă te mai murdărești o singură dată, nu mai pupi parc. Te calc în picioare. Nimeni nu e ca tine. Tu nu vezi că ceilalți copii nu s-au murdărit? Nu te urca, nu pune mâna, nu mâncăm înghețată că răcim, nu facem aia, nu facem aia, tu l-ai văzut pe celălalt, totdeauna, de ce plângi? De... Repede, ce faceți copii? Că nu înțeleg. De ce faceți copii? Copiii ajung niște terorizați de la vârstele de 3, 4, 5 ani, sunt dați la toate sporturile. Toți copiii trebuie să facă fotbaliști. Nu toți sunt Messi. Nu-i mai împingeți. Toate fetele trebuie să facă balet. Dar poate vrea să facă karate. Și ăla care vrea să facă karate poate vrea să facă balet. Nu gândiți nimic. Ei sunt doar ceea ce voi n-ați putut să fiți. Sunteți niște limitate. Sunteți niște imbecile. Voi nu meritați să fiți mame. Deloc. Copilul nu e ceea ce tu nu ai putut să fii. Copilul e unic, e el, s-a născut să fie ce simte el să fie. Tu doar trebuie să-l încurajezi să fie undeva acolo în spate, să-l încurajezi. Atât. Voi n-ați făcut tot ceea ce înseamnă nașterea, tot ceea ce înseamnă acest proces, acest calvar de a fi mamă, e foarte greu, foarte greu. Este doar cum să vă spun, pentru voi este doar încă un instrument de a-i teroriza pe fătălăi ăștia. Băi, le știți pe imbecilele alea, mă, care îi sună pe aia. Vă luai și el într-o întâlnire, unde o fi? Nu contează, la meci. Nici contează că e într-o întâlnire. Și el sună că, știi ce? Ăla micul nu adorme fără tati, mă. Aol! Cum nu adorme fără tati? Trebuie să-l audă pe tati, altfel nu adorme. Nu, asta e băgat tu în cap ca să-i dai terorelul ăla. Nu există așa ceva. Astea sunt toate metodele și toate instrumentele pe care voi le folosiți ca și ăla să fie părtaș la ceea ce se numește motherhood. Da? Eu n-am mai auzit, mă rog, nu discut despre copii. Chestia asta, vorbim numai despre copii, ori vorbim despre copii. Te stâmpiți, mă? De ce vorbiți, mă, numai despre copii? Toată lumea are copii, ok? Nu trebuie să vorbim despre... Se vorbește numai despre... Ai născut, gata, nu se mai vorbește altceva. Doar despre copii. Este plină lumea de aceste nebune
care dacă ați mai pomenit așa ceva, dacă n-adorme copilul, fac ture cu copilul în mașină, el doar așa adorme în scaunul de la mașină, așa adorme el, numai în scaunul de la mașină. Păi pentru că tu ești o handicapată, da. Tu ești o handicapată și copilul ți adorme doar în scaunul de la mașină. Voi cum ați făcut să scăpăm copilul de Suzy? Ce, mă? Asta e întrebare, mă? De femeie? Normală? La cap? Cum adică, mă? Cum ați făcut să scăpăm de Suzy? Voi cum ați reușit să-i dați să mănânce? Nu știu, nu îi place. Poate la vrea Suzy încă. Vezi că sunteți unele care lăptați până la 2 ani. Pleacă copilul la liceu, îi mai dai ceva seara înainte de culcare, îi mai dai un pic, că mai ai. Totul este exagerat, totul. Totul este o tâmpenie. Băi, monștrilor cu 7 capete. Bă, femeile își luau copilul la sub braț. De când lumea se întâmplă asta? Și plecau la câmp, bă, băiatul. La 5 zile după ce au născut, la 10 zile. Copilul stătea, cred că și acum se întâmplă la fel, stătea sub căruță copilul în copaia aia lui și femeia era la câmp și se oprea când o răcăia copilul și l-a lăptat și după aia îl culca la loc. Voi rușine, bă, de nesimțite ce sunteți. Voi acum stați și vă mirosiți una alteia imbecilitățile pe forumuri. Asta voi, credeți voi că înseamnă să fim... Păi la voi, cel mai important, unul cel mai importante lucruri, mă, din motherhood, e ședința foto cu plozii, mă, și cu ăla, cu amărâtul ăla, care oricum e, s-a terminat. Viața lui s-a terminat, mă. Voi când ați născut, viața lui fraierul ăla s-a terminat. Nu mai există ăla. Ok? Asta este unul dintre highlight-urile acestei perioade a voastră, este să faceți ședința foto aia în care sunteți toți zâmbitori în alb și pozați în marea familie fericită. Care familie fericită, mă, că vă dormiți separat? Care familie fericită? Care familie fericită că n-ați mai văzut-o de 6 luni? O veți toată la 6 luni și el și ea și întrebarea finală este de ce a plecat el? La ce să stea el? La ce să stea? La ce să stea, mă, el? La mulți? La ce să stea? Ce oferiți voi? Eu vreau să știu. Ce? În afară de văicăreal, au mă doare, nu mi s-a făcut, am vergeturi. Ce pilă, mă, luxus. Ele n-au timp să se mai îngrijească pentru că au copil. Păi și când dorme copilul, ce vede? Ce faceți? Cum dormeau? Amândouă, imediat, făceam ceva. Cum adică? N-aveți timp. De ce mințiți, mă, că n-aveți timp? Nesimțitelor. Cum n-aveți timp? Și ăia halesc. N-au timp. Nu, ești retarzi. Că au fost crescute de unele ca voi. De care, culmea, voi acum vă plângeți. La mamele lor, care au crescut la fel cum vă creșteți voi copiii. Este simplu. Voi vă plângeți de ăia crescuți fix cum vă creșteți voi copiii de alte mame. Păi bă, când dorme copilul, vă spun eu ce faceți. Gătiți. Vă spălați. Băgați lama în boschet. 5 minute. Pam, 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 pam. Băgați mașina de iarbă la boschet. Așa. Vă spălați pe păr. Vă faceți manicura singură acasă, nu trebuie. Nu mai am timp să merg la salon. Așa, și dacă eu nu merg la salon, n-am unghiile făcute, curățate? Și la mâini și la picioare? De ce? A venit sfârșitul lumii? Ce se întâmplă? De ce vă transformați? Ce se întâmplă, mă? Când ai devenit mamă? Vreau să sar pur și simplu, să bage doar grafica la stilul Ești Tu, pentru că trebuia să vorbim despre două vedete și nu o să mai vorbesc pentru că am un mesaj, mă. Și vi l-am promis și deja am ajuns la o oră și un sfert și ci că e prea lung. Atenție! Dar o să reluăm asta, nu-i problemă. Este un mesaj adresat strict femeilor. Celor despre care am vorbit înainte nu le este adresat, ele pot să închidă acum pentru că ele nu înțeleg ceea ce eu voi spune acum. A fi femeie este o binecuvântare. A fi femeie este cel mai frumos lucru care îi se poate întâmpla unui om la propriu. Femeia este complexă. Femeia este
frumoasă oricum arată, pentru că frumusețea unei femei vine tocmai din cât de mult își dorește să fie femeie. Nu este greu să fii femeie. Este o imbecilitate promovată de acest curent feminist care nu a înțeles nici de ce a luat naștere și nu a înțeles nici de ce a ajuns în halul în care a ajuns astăzi. Femeia este puterea. Femeia conduce lumea. A fi femeie, ați dori să fii superbă mereu. A fi mamă în același timp. A fi soție în același timp. A fi fiică. Este cel mai complex mod de a exista în univers. Vă bateți joc de felul în care v-ați născut în fiecare zi. Când renunțați la orice mic lucru, chiar dacă vi se pare fără însemnătate, care definește starea de a fi femeie. Atât de des vă bate joc, zilnic. Nu zice nimeni că trebuie să fii cea mai șmecheră bucătăreasă. Nu spune nimeni că trebuie să fii mama ideală, care oricum nu știți ce înseamnă mama ideală. Cine a definit asta? Păi mama ideală este mama fiecărui copil, pentru copilul respectiv. Doar pentru copilul tău ești Dumnezeu. În momentul când naști, devii Dumnezeu. Este o singură ființă pe lumea asta pentru care devii Dumnezeu. Copilul tău. Pentru el ești cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai deșteaptă. Nu contează cine ești, nu contează cât știi. Pentru el ești adevărul absolut, suprem. Ce vreți mai mult de atât? Asta se întâmplă când naști. Când naști, nu intri în secta imbecilelor care refuză să mai fie femei. Nu. Dimpotrivă. Când naști, universul te salvează de celelalte imbecile. Îți dă un dar. E copilul. Suntem ceea ce copiii noștri devin. Fiți cât mai frumoase. În copil o să vedeți cât de frumoase sunteți. Copiii noștri sunt sufletul nostru în văzul tuturor. Este un dar. Nu este o corvoadă să ai un copil. De aceea suntem în situația în care suntem, pentru că voi nu mai vreți să fiți femei. Voi nu mai vreți să fiți frumoase. Voi nu mai considerați că ei merită. Vă raportați la ceea ce credeți că bărbații ar merita ca voi să le oferiți ca ființe. Sunteți niște animale. Toate cele care nu gândiți astfel, sunteți niște nesimțite și atât. Voi nu sunteți femei. Din cauza voastră suntem unde suntem. Din cauza voastră bărbații sunt în halul în care sunt. Voi nu mai aveți respect. Voi nu mai credeți în acea ierarhie. Băi, ierarhia cu bărbatul și femeia. Bărbatul care domină, femeia care ascultă. Bărbatul care aduce, femeia care consumă. Pentru voi toate aceste raportări nu mai sunt normale. Nu spune nimeni că el nu vine acasă și îți face niște paste. Că e mișto! Dar o face odată la 100 de ani, că e mișto, mă! Că e mișto! Nu că trebuie să se inverseze rolurile, nu că ei trebuie să fie niște femei de serviciu în casă și voi trebuie să fiți aceste independente, penibile bărbați. Nu! Nu despre asta e viața. Viața este despre magia acestui raport. Dintre femeia aia care vrea să fie femeie și bărbatul care îi lăsat să fie bărbat. Da, ei sunt mai primitivi. Ce mișto! Fă-i tu complex. Din ce să-i faci tu complex? Când tu te transformi odată cu minunea de a da naștere unei vieți într-un monstru. Într-un monstru care se luptă cu tot ceea ce așa a fost lăsat de univers să fie. Diferit. Femeia și bărbatul. Să se completeze. El să nu știe și să-i răs tu, tu să nu poți
și te ajute el. Atât. Nu să te mulgă. Nu să-i fie silă de tine că nu te mai îngrijești. Și ție de el, că e firesc. În secunda în care trăiți așa, ăla normal că nu mai e bărbat. Și visezi că te răpește taximetristul de la Uber și te bagă într-o scară de bloc. Că așa sunteți. Paranteză, că data viitoare aș vrea să vorbim foarte mult despre curve. Că așa închid acest monolog suav, dar atât de real. Curvele sunt cu mintea, nu cu fizicul. Curvă ești de aici. Nu contează că n-apuși cu fizicul. Ești din secunda în care ai gândit. Ok? Până data viitoare vă las cu această maximă. Să cugetați la ea că 99.9% dintre toate plăpândele este scurte. Nu contează că n-apuci. Că n-apuci, că n-ai coordonatele, știi ce zic? Dar în cap, 99.9% sunteți curve.